despre ele. Bună ziua, dragi ascultători, dragi telespectatori, vă salutăm aici pe 105,6 FM, dar și pe radioreșița.ro și evident și pe telespectatorii noștri de pe VSTV, pentru că, după cum știți deja, emisiunea despre ele este, poate fi văzută și pe VSTV. Sigur că sunteți obișnuiți ca în emisiunea despre ele eu să vă prezint următorul invitat. Iată că de această dată nu se întâmplă deloc așa și am să vă prezint pe colega mea, Valentina Adam, care de această dată va fi gazda emisiunii despre ele. Vă mărturisesc și o să aflați cu siguranță pe parcursul emisiunii de ce am făcut eu introducerea și nu a făcut-o ea. Valentina, legătura este la tine. Te ascultăm. Bună ziua, stimați ascultători, și bună ziua și telespectatorilor. Într-adevăr, am avut ceva emoții cu începutul, având în vedere faptul că de obicei începutul meu este: bună ziua, sunt Valentina Adam și vă prezint știrile. Ei bine, astăzi nu vă prezint știrile, ei bine, astăzi am ocazia să o am invitată în emisiunea despre ele, care de obicei este realizată de managerul postului Radio România Reșița, Laura Zgaverdea, să o am invitată în această emisiune. De ce am ales să fiu gazda acestei emisiuni? Pentru că mie mi-e mai ușor să mă exprim în fața camerei. Mult mai ușor decât în fața microfonului față de ceilalți colegi ai mei din radio, care ar fi putut să realizeze această emisiune, probabil la final o să-mi dau seama că mult mai bine decât mine. Da, premiera este aceea, sau constă în faptul că este prima ta emisiune de interviuri, pentru că tu, în toată cariera ta de prezentatoare de știri, ai făcut doar asta. Și nu interviuri, așa este. Am ales să invităm astăzi să vorbim în emisiunea despre ele, despre femeia Laura Zgaverdea și despre managerul Laura Zgaverdea. Laura, noi ne-am cunoscut în toamna anului 2003. Am stat și m-am gândit cum te-am văzut eu pe tine atunci prima dată. O doamnă frumoasă, așa, foarte în vervă, cu nerv. Dar nu mi-a trecut nici acum. Da, care nu ți-a trecut nici acum. Ai venit în funcția de redactor șef la posta televiziune Eurosat TV. Atât de dragă nouă. Atât de dragă nouă, da. În timp, relațiile noastre s-au mai răcit, în sensul că televiziunea s-a închis, eu am rămas în Caransebeș, tu ai revenit la Reșița. Trebuie să le spun ascultătorilor și telespectatorilor că Laura făcea naveta, cred că 7 zile din 7, așa, de la Reșița la Caransebeș, pentru a fi alături de noi și pentru a conduce o echipă care, trebuie să recunoaștem, la început a fost puțin reticentă. Întotdeauna caransebeșenii sunt reticenți la tot ce vine din altă parte și era firesc ca și în cazul meu să se întâmple la fel. Cum Dumnezeu să vină cineva de la Reșița să-i conducă pe oamenii de la oraș, care întotdeauna sunt cei mai buni. Da, mă gândesc că pe parcursul întâlnirii noastre s-a ameliorat lucrurile. Da, dar nu că doar făceam naveta de 7 din 7. Aduți aminte că veneam înapoi la Reșița la filmări, aveam partidele politice eu ca domeniu și veneam la toate conferințele de presă. Exact. Adică făceam de 2 ori pe zi, exact, naveta Reșița-Caransebeș și invers. Am început cu televiziunea pentru că noi acolo ne-am cunoscut și trebuie să recunosc că Laura, pe lângă faptul că era redactor șef, făcea emisiunile politice, mergea la Reșița la conferințe de presă, făcea materialele respective și, bineînțeles, la finalul săptămânii avea de prezentat o retrospectivă a știrilor. Deci ai trecut prin, să zicem, prin toată munca pe care un jurnalist de televiziune o face. Am trecut înainte la Terasat chiar prin toată munca, adică am fost reporter cu fătucă cu microfonul în mână, cum îmi place mie să spun, și am crescut de la piață la prefectură, dacă vrei, prin, și am trecut prin toate domeniile, ca mai apoi să ajung redactor șef. Deci nici măcar atunci când am fost redactor șef, sigur am făcut de toate, dar până să ajung redactor șef chiar am trecut prin toate etapele. Și cred că asta te-a ajutat.
foarte mult. M-a ajutat și mă ajută în continuare, adică vă știți foarte bine că în orice moment pot să fac absolut orice, pot să prezint știri, pot să scriu un reportaj, pot să fac o anchetă, pot să fac să prezint discoteca aer la... Vreau să ajungem, da? Vreau deci să ajungem chiar și aici. Faptul că am făcut de toate și nu am aterizat managerul postului, o directoare pusă de cineva pe un scaun, sigur că mă ajută și în continuare. Care este diferența sau cum ai simțit diferența dintre televiziune și radio? Simplu am perceput-o, în sensul în care ori de câte ori ajungeam în calitate de invitat la microfonul radioului, spuneam dragi telespectatori. Deci invariabil îmi scăpa chestia asta cu dragi telespectatori. Ulterior mi-am dat seama că trebuie să mă concentrez foarte mult să spun ascultători. Numai bine când m-am obișnuit să spun dragi ascultători, am făcut studioul de televiziune și când trebuia să spun telespectatori, le spuneam ai din revenit? Nou ascultători. Sigur, inițial și încă de la început mi s-a părut că sunt diferențe mari, după care am înțeles că munca de jurnalist e de fapt aceeași, cu diferențele de rigoare. Una e să te adresezi la microfon și alta e să fii în fața camerei de luat vederi, dar mulțumesc lui Dumnezeu, am trecut destul de ușor, nu am avut probleme de acomodare și de obișnuință cu privire la modul de a realiza emisiuni sau materiale. Voi știți foarte bine că le facem, acum suntem în studioul de televiziune, putem să intrăm să o facem și pe aia de radio, cum se va întâmpla în scurt timp. Întrebarea mea este, și cred că atât ascultătorii cât și telespectatorii noștri și-au pus întrebarea în timp, ascultându-te și văzându-te și la televiziune și la radio, cum arată o zi din viața managerului Laura Zgaverdea? Trebuie să spun asta acum? Da. Da. O zi arată așa, ora de trezire 4:30, 5 dimineața, pregătitul sigur acela de dimineață și ajuns la birou între 8:15 și 8:15. Asta fac de aproape 3 ani de zile, în fiecare zi, doar dacă nu sunt în Reșița, nu sunt la ora asta în radio. La 8:30 de minute avem o ședință de redacție, la ora 9 începe o videoconferință care durează până la 10:30 de minute. Încep problemele administrative care toate trebuiesc rezolvate. La 14:30 de minute avem cea de-a doua ședință de redacție, iar după ședința de redacție am și eu puțin timp să mă pregătesc pentru emisiunea care începe la 17:30 de minute. De la ora 18 mă mai adun, mai termin câteva mail-uri, adrese, scrisori, răspunsuri și alte lucruri pe care trebuie să le fac și plec din radio în jur de 19:20. Cam asta se întâmplă aproape în fiecare zi. Dacă vrei, pot să fac o paranteză și să spun că acum nu mă mai întreabă cei din afara radioului dacă la ora 11:12 mă mai găsesc în radio, dar această întrebare mi era adresată frecvent. Aș dori să ne întâlnim, să vin până la radio. Te mai găsesc după 11? Păi eu pe la 2-3 aflu cât e ceasul, de fapt. Și da, cam acesta este programul meu zilnic. Am pus întrebarea aceasta pentru că, tocmai în ideea că oamenii au impresia că a fi manager, nu știu, depinde. Dacă neapărat al unui radio sau manager în general. Cred că manager în general. Manager în general. Te duce cu gândul la... Cineva și da, pe un scaun într-un birou exact, frumos, exact. Care vine la 9 și pleacă la 10. Exact. Îl plimbă șoferul, are secretară, vede doar acele privilegii pe care le are un manager sau un director. Cu siguranță. Acum îl... citesc puțin pe fiul meu și fiul meu spune frecvent, mama, dacă ar munci 10 directori cât muncești tu, poate că am fi și noi altfel, pentru că nu știu de ce nouă românilor ni se întâmplă să ni se urce la cap. Atunci când primim o funcție, nu ne dăm seama că ea este efemeră, că ea trece, nu ne-am născut director, nu o să murim director și că ar trebui să coborâm cu picioarele pe pământ, să nu ne dezlipim de la sol și să înțelegem că acesta este locul nostru de muncă și faptul că într-adevăr suntem privilegiați, că avem pe cineva care ne scrie adresele la calculator sau ne face corespondența sau ne face legătura la telefon, este pentru că noi facem alte lucruri, nu că mi
mie mi-este greu să fac o legătură telefonică cu cineva. Mai mult decât atât, de când ne sunăm pe mobile, pe toți nici nu folosim, sau cel puțin eu nu folosesc secretara în scopul ăsta. Însă dacă am avea conștiința muncii și a lucrului bine făcut și, cum spuneam puțin mai devreme, nu ni se urcă la cap că am ajuns director, cu siguranță lucrurile s-ar întâmpla altfel decât se întâmplă în multe domenii de activitate. Și de aici revenim la faptul că pe lângă funcția pe care o deții și care cred că implică mult mai mult decât ceea ce cred oamenii, așa, Laura Zgaverdea, exact cum a povestit, în fiecare zi, de la ora 17.30, este prezentă în casele dumneavoastră. După aceea, să nu uităm de emisiunea Despre Ele, pe care o auziți în fiecare sâmbătă, ca luni dimineața să o ia de la capăt. Întrebarea mea este, cum reușești să le faci pe toate? Foarte simplu. Confucius spunea așa, că cine face cu plăcere ceea ce face nu muncește nicio zi. Eu sunt una sau unul dintre acei oameni norocoși care nu vine la serviciu. Pur și simplu am senzația că mă simt la aici, la locul meu de muncă, ca un pește în apă. Adică eu nu mă dau jos din pat cu greutatea aceea, Doamne Dumnezeule, iar trebuie să plec la lucru. Întotdeauna mă dau jos din pat plină de energie și cu nervi, cum spuneai tu, gândindu-mă câte lucruri trebuie să fac eu astăzi și că nu am timp de pierdut și că trebuie să mă adun. Eu mă concentrez foarte bine dimineața la cafea și îmi fac o ordine și un plan și sistematizez în capul meu totul și sigur că toate lucrurile merg, adică nu fac efortul de a fi așa, pur și simplu așa sunt. Nu mă adun în fiecare zi cu greutate și lucrurile mie mi se pare că se întâmplă de la sine. Și modul în care decurg întâlnirile noastre zilnice și modul în care, iată, noi realizăm această emisiune, doar nu ne-am pregătit pentru, eu cel puțin nu, tu crezi? Eu puțin, da, eu recunosc, da, eu m-am pregătit. Dar lucrurile, scuză-mă că te întrerup, m-am pregătit degeaba, pentru că n-are nicio legătură. De fapt, întrebările pe care le-am pregătit, ține-le, că le ține. Poate mai facem o altă emisiune și le... Deci să înțeleg că ai un singur regret, că ziua nu este destul de lungă. Da, și câteodată se întâmplă să nu mi-ajungă orele, mi-ar plăcea să mai am 2-3 ore în plus pentru că sunt lucruri de făcut, însă timpul este câteodată destul de înaintat, de târziu și nu mai am. Da, mi-ar plăcea să mai am 2-3 ore ca să pot să fac și alte lucruri, dar Doamne ajută, cât sunt sănătoasă și am puterea fizică de a le face, mergem înainte și se pare că nici nu mergem rău. Poți să fii și bolnavă, că tot vii la lucru, trebuie să recunosc că am avut zilele trecute, Laura a fost extrem de răcită și cu toate astea a venit frumos la lucru, ca un om sănătos, în putere, ceea ce cred că i-a inspirat pe ceilalți colegi din radio, trebuie la fel de răciți. Da, trebuie să spunem că am fost cu toții foarte bolnavi, inclusiv tu, inclusiv când eu. Am auzit sâmbătă la ora, sâmbăta trecută la ora 17, cum ai citit jurnalul, mă gândeam că o să mori până termin jurnalul, că n-o să-l apuci, că te sfârșeai și te scurgeai și chiar mi-am pus întrebarea ce Dumnezeu să faci, că mai venea un jurnal și la ora 20. Sigur, am fost cu toții foarte bolnavi, însă să știi că așa cum tu ai constatat că eu am venit la lucru, eu am apreciat efortul tuturor. Nici unul dintre voi n-a rămas nici măcar o zi acasă, ceea ce înseamnă că și voi ceilalți faceți cu multă plăcere și cu multă bucurie această muncă pe care noi o desfășurăm aici la Radio Reșița. Și exact cum spuneai, cred că asta se simte. Da, sigur. Ascultătorii și telespectatorii noștri văd eforturile pe care noi toți le facem, toată echipa, sigur că da. Deci nu poți să spui că unul muncește mai mult și celălalt trage pisica de coadă. Nu e cazul nostru. La noi chiar nimeni nu trage pisica de coadă. Nu. Așa e. Care crezi că este datoria radioului public? Datoria radioului public este foarte clară. Să fie în slujba cetățeanului. Deci e foarte simplu. Radioul public de asta există. Să-l informeze pe cetățean foarte corect, da? Să-l educe, să-l bine dispună, pentru că asta înseamnă muzica pe care noi o difuzăm aici, da? Bună dispoziție și
divertisment, dar scopul radioului public este de a fi în slujba cetățeanului. Cred că e sintetizat foarte corect. În slujba cetățeanului și să dea un exemplu. Dacă eu poate, consider sigur. Că tu ai, reprezinți un exemplu, pentru că, de exemplu, în campania Ajută ca să ajut, da? Trebuie să recunosc că nu știu dacă vreun alt manager, nu ne referim neapărat din cadrul televiziunilor sau radio-uri, un manager al unei companii private, da? A avut vreodată ideea să meargă pur și simplu să doneze ceva fără a fi nevoie să-și facă reclamă. Am să povestesc în câteva cuvinte, am mai povestit-o la momentul la care aceste campanii umanitare s-au derulat. Prima dintre campanii, să știi că nu este meritul meu startul. Dana Gache, colegul nostru, a intrat în birou și a zis așa: șefa, e o bătrână la ușă, trebuie să faci ceva pentru ea. Și ce pot să fac pentru ea? Nu știu, hai să vedem. Nu știu, zice, dar eu cred că nu e bine să o lași la ușă singură. Fă ceva! Ok, nici nu mai știu. Am ieșit, am vorbit cu femeia, am întrebat-o ce are nevoie. Acela a fost momentul de declic în care am realizat câtă lume amărâtă și tristă și necăjită este foarte aproape de noi. Femeia aceea n-a venit la ușa radioului, nici n-a mai venit de atunci. Nu avea un obicei prost să vină să ceară 10 lei, 5 lei, 100 de lei. Și în momentul acela am declanșat prima campanie, Ajută ca să ajut. Și cum puteam să o realizez decât cu sprijinul ascultătorilor noștri, care ei au pus mână de la mână. Evident că întotdeauna când situațiile acestea sociale ne depășesc, cui ne adresăm? Bisericii. Prin urmare, m-am adresat episcopiei, care ne-a sprijinit în demersul acesta al nostru, pentru că aveam nevoie să le spună oamenilor în biserică, celor care nu sunt ascultători de radio, că Radio România Reșița derulează o campanie umanitară, ca oamenii să poată strânge rândurile. Atunci aveam nevoie de spații de depozitare. Oamenii au început să vină să aducă ajutoare. Dar ce facem cu ele? Și totuși, cui le dăm? Pentru că noi nu avem calitatea necesară să identificăm cazurile sociale din anumite comunități. Pentru că pe mine poți tu, sau poate Tibi, sau poate Doru, să mă dezinformeze, să aibă o relație de prietenie sau de dușmănie cu tanti Maricica și să nu-mi spună că femeia are probleme. În schimb, preotul din sat consider eu că știe cel mai bine care este cazul social autentic din comunitatea respectivă. Prin urmare, am demarat campania, am luat legătura cu episcopia. Ca să scurtez povestea, am reușit să ajutăm 400 de familii cu alimente, haine și bani, două mașini de lemne, pentru că era în toiul iernii, în plus, atunci am renovat sala de mese de la secția de pediatrie a spitalului de urgență. Sigur, de aici e un pas, acum mi se pare floare la ureche să organizez o campanie, pentru că știu să mă organizez pe mine, știu exact care sunt butoanele pe care să le apăs, însă problema noastră este alta. Eu am dorit să le ofer ceva în schimb și celor care au donat, alții decât ascultătorii care s-au dus la bancă și au donat o anumită sumă de bani. Și am organizat un concert de colinde susținut de corul filarmonicii din Arad. E, ca să le dau acele invitații, evident că i-am rugat pe distinși participanți să doneze, nu că acea sumă de bani urma să fie investită la spital. E, vreau să vă spun ceva, și câtă umilință am înghițit atunci, nu-mi doresc să mai înghit. Aveam senzația când le spuneam oamenilor că invit la un concert de colinde susținut de corul filarmonicii, dar că îi rog să plătească 50-100 de lei în funcție de cum dorea fiecare, pentru că vrem să facem asta, aveam senzația că le cer bani împrumut personal. Da? Foarte puțin mi-au dat senzația că se bucură de a fi alături de noi și alături de micuții care urmau să fie beneficiarii acestei acțiuni caritabile, ci avem senzația că le cer bani să-mi remobilez eu casa. Crezi că asta este o problemă a noastră, a românilor? Cred că este o lipsă de educație. Da. Cred că noi nu suntem obișnuiți să mergem undeva
pentru că sunt baluri caritabile, concerte caritabile. Și atunci când plecăm să știm că, sigur, nici nu contează că e 5 lei sau 500 de lei suma. Contează ca noi să fim solidari, da, cu organizatorul, că de aia ne-am dus acolo. Asta e problema noastră, zic eu că vine din educație, din lipsa de cultură în acest sens, pentru că, vezi, asta putem să extindem, noi nu știm să facem voluntariat. Noi confundăm voluntariatul cu acea muncă patriotică la care ne scotea Ceaușescu pe vremuri, ceea ce nu era deloc rău, da? Dar noi avem această problemă să solidarizăm și să strângem rândurile că aproapele nostru are nevoie. Sigur, de fațadă, dacă invităm aici anumite doamne care ne vor povesti de câte minunate sunt ajutoarele pe care ei le oferă, în fața ecranelor cu toții suntem martiri și cu toții suntem persoane altruiste și cu toții știm să facem acte de voluntariat. În particular, discută cu cineva, fă un sondaj. Ia-ți 10 cunoștințe de ale tale și întreabă-i câți vreodată au participat cu un cent, nu cu o plasă de haine vechi de care nu mai ai nevoie și în loc să o lași la ghena de gunoi zici, o dau și eu. Da. Nu, cu lucruri, cu bani, cu pur și simplu cu gândul de a face ceva. Am nevoie, pot să repar ceva acolo? Despre asta e vorba. Haideți să vorbim despre campania pe care radioul a inițiat-o pentru sinistrații din Serbia. Erai aici când s-a declanșat această... Nu eram aici. Întrebarea mea este, crezi că, nu știu, creează un precedent? Se creează un precedent? Cu campania asta este o altă poveste. Eram în ședința de redacție și trebuia să facem știri. Nu, noi avem corespondenți, suntem recepționați în Voivodina și într-o parte din Valea Timocului. Și eram într-o ședință de redacție, aveam tableta pe masă și mă uitam la știri și mă uitam la nebunia aia, la drama aia. Și într-o fracțiune de secundă am spus, trebuie să facem ceva. Putem fi oricare dintre ei acolo. Nici nu, pentru mine, în momentul acela, nu a contat granița, a contat că acolo pot fi comunități de români și nici nu contează, puteau să fie congolezi, oamenii aceia înecați, cu copii înecați, să ne aducem aminte, în primăvara anului trecut a fost un iureș ce s-a întâmplat în Serbia și eu nu puteam sta indiferentă, asta este tot, nu e niciun secret. Pe banii mei, pe banii colegilor, n-am cerut nimănui, nici măcar atunci nu am făcut niciun apel, am sunat sponsor, prietenul Daianei ne-a dat pâinea la prețul de fabricație, am cumpărat apa plată și conservele, băieții au cărat săracii de 5 tone de apă, odată de la Kaufland au încărcat-o în bus, au dat-o jos, au dat-o în remor, a fost o nebunie și am plecat în echipă să-i ajutăm pe cei aproape de noi, apropiați nouă, geografic vorbind, aflați într-un mare necaz. Asta deci n-am gândit-o, nici măcar n-am popularizat după, am pus poze și nu neapărat, cu ghilimelele de rigoare, scuzați în fie limbajul, nu ne-am dat mari. Am vrut să aducem la cunoștința opiniei publice pentru a ne urma exemplu, pentru că noi suntem, cum să spun, noi n-am făcut o campanie umanitară cum am făcut-o pe precedenta, pe ajutorul și sprijinul ascultătorilor și cetățenilor. A fost pur și simplu a noastră, a echipei Radio Reșița. Și n-am stat să ne gândim care ne va fi folosul după. Nici măcar o secundă. Pur și simplu pe imaginile văzute și pe fotografiile postate pe internet. Mi-aduc și acum aminte un copil, poate că e o fotografie care a circulat și poate că ați văzut-o. O fotografie cu un copil cu apa până la bărbie și un cățel ridicat. Cred că l-a fost momentul în care mi s-a declanșat de clicul. Copilul acela putea să se nece el și el își salvase cățelul și îl ținea pe cățel deasupra apei și el umbla cu bărbia și era apa până aici. Nu știu ce m-a impresionat, dar am știut că atunci trebuie să fac ceva. Am luat legătura cu consulatul Serbiei, am primit hârtie de la consulat, pot să mai povestesc, dar asta probabil pentru într-o altă emisiune, ce am pățit la granița cu sârbii, dar
putem să trecem. Este un aspect care sigur că de fapt nici nu mai contează acum. Mai citește după din întrebări. Cred că timpul alocat emisiunii în spațiu undelor, da, în spațiul undelor se apropie de final, dar dovadă că aceste campanii au ajuns sau și-au făcut, voi v-ați făcut datoria și campaniile, nu știu cum să spun, campaniile au ajuns pe care l-am obținut. Vreau să ajung, premiul este o încununare a tuturor campaniilor pe care le-ai derulat. Vreau să spun faptul că aceste campanii au dat idei și altor persoane. Voi ați fost promotorii. Să nu uităm de campania Donează Sânge. Da? Da, da. De la centrul de transfuzii. Da, da. Da. După, uite, după și asta e o altă campanie. După ce ați mers voi, au fost și cei de la primărie. Și mulți și jandarmi au fost. Și Diana a venit iarăși cu un caz social, ea având domeniul Diana Roșca, este vorba despre colega noastră Diana Roșca, ea a venit impresionată, nu e stocul de sânge, ce se întâmplă cu urgență și ce mai stăm? Haideți să strângem rândurile, să ne ducem acolo. Dacă noi nu o facem, atunci cine Dumnezeu să dea startul? Pentru că noi individual, eu, Laura Zgaverdea, tu, Valentina Adam, noi nu avem nicio forță fără media din spatele nostru. Ce facem? Ieșim pe stradă să tragem lumea de mână că e exclus că vom avea și vreun rezultat. Și atunci, noi fiind aici, pe cine dacă noi nu spunem? Că de fapt, cum am demarat dialogul nostru, care-i misiunea noastră? De a fi în slujba cetățeanului. Păi noi făcând asta, ne-am pus în slujba cetățeanului. Practic am adus la cunoștința oamenilor că vieți pot fi salvate sprijinindu-i, da? Mergând acolo și donând sânge. Exact. Asta este diferența între radio public și un radio comercial. Nu cred. Nu, te contrazic. Nu are nicio legătură. Și asta face diferența. Eu adică cred... oamenii aleg ce să asculte și tu ai senzația că eu când m-am gândit la campaniile astea, m-am gândit că sunt angajată a radioului public. Îți dau cuvântul meu de onoare și îți jur. Nu, nu o spun din punctul ăsta de vedere. Că o facem cumva forțat, că radioul public este în slujba cetățeanului. Nici, nu, o spun doar că aceste campanii și modul în care se derulează, știrile... Nu, eu vreau să spun altceva. Faptul că noi ajungem acum să ne dăm seama mai ușor că putem să facem lucru având în vedere apartenența noastră la radioul public, ok, dar vreau să-ți mai spun ceva. Eu cred că și dacă aș fi condus aprozarul din colț și aveam o relație de prietenie cu cineva din media și declanșându-mi se acel click de care am vorbit, cred că tot aia aș fi făcut, da? Nu cred că are legătură neapărat cu faptul că eu reprezint această instituție, pentru că, sigur, n-am făcut-o mai devreme, pentru că probabil nu am avut înțelepciunea necesară. Poate pentru că nu m-au marcat atât de profund acele cazuri sociale, fiind eu foarte tânără și neavând puterea asta de a discerne. Nu știu de ce nu le-am făcut, pentru că nu am stat acum să mă gândesc, vai, eu reprezint radio și că ar da bine să derulăm o campanie umanitară și că dacă aș fi condus Eurosatul, n-aș fi făcut-o. Nici vorbă de așa. Hai să ne aducem acum vorbind, mi-am adus aminte de Eurosat, de Sfântul Constantin și Elena, mai avem 2 minute, ni se face semn. De Sfântul Constantin și Elena, când am făcut o emisiune în direct și o alta, dacă mi-aduc eu bine aminte, de un Sfântul Gheorghe în mall, la etaj, când era nu știu câte televizoare. Păi trebuie să spun ceva. M-am dus la Oțelul Roșu, la primarul de atunci, care a chemat anumite agenți economici, care m-au întrebat, doamne, câți bani vreți? 300 de lei, 500 de lei, 700, fiecare, mă rog, milioane, că la vremea aceea vorbeam de milioane. Și vreau să-ți spun că am stabilit cu doamna Pleșa, șefa noastră de atunci, care sunt abonații cu probleme sociale și care ne sună și vor primi televizorul. Iată, deci că aceste campanii se pot sub o altă formă și cu 10 ani în urmă, să nu uităm, 10-11 ani, dar am ajutorat și atunci, am ajutat oameni cu probleme sociale. Așa este. Acum, pentru că ne apropiem de finalul emisiunii difuzate pe 105,6 FM, vreau să anunț ascultătorii
că încununarea, așa cum spuneam mai devreme, a acestor campanii este premiul pentru jurnalism care susține asistența socială. Primit de Laura Zgaverdea acum o săptămână la Gala Națională a Asistenței Sociale și că Gala Națională a Excelenței în Asistența Socială, da? Și că este un merit al tău personal, în primul rând. Spun în primul rând pentru că noi n-am fost cu tine acolo. Nu, voi n-ați fost cu mine și acolo, dar eu spun fost... că dacă Laura Zgaverdea de la Driglovăț era acasă, nu venea nimeni să mă propună pe mine și nu cred că derulam atât de frumos și de bine acele campanii. Acel premiu, faptul că eu am reprezentat instituția și că am fost norocoasă să fiu pe scenă, Doamne ajută, mulțumesc, aș fi ipocrită să spun că n-am fost mândră să vă reprezint pe voi până la urmă. Dar meritul este în totalitate, 100% al întregii echipe care și-a adus aportul și contribuția atât cât a putut și cât a fost necesar. Bine, atunci facem așa, îl luăm fiecare pe rând acasă. Luăm este birou, l-am dat, trebuia să-l aducem astăzi. Chiar am vrut să menționez asta, trebuia să-l aducem astăzi pentru că este o mândrie, trebuie să recunoaștem. Este o mândrie. O să vorbim despre această mândrie cu siguranță în emisiunea noastră ce va continua pe Radio Reșița.ro și pe VSTV, pentru că acum trebuie să ne luăm la revedere acum și tu ca o gazdă bună ce ești, spui cum ne luăm la revedere. Sunt Valentina Adam. În emisiunea despre ele a avut o invitată pe fosta gazdă, Laura Zgaverdea. Vă mulțumesc pentru atenție, vă mulțumesc că ne ascultați. O să mai am câteva întrebări foarte interesante, spun eu, pentru Laura Zgaverdea, dacă doriți și sunt sigură că doriți să ascultați răspunsul despre femeia Laura Zgaverdea. Rămâneți în continuare alături de noi. Emisiunea va continua online pe radioreșița.ro și la postul VSTV. Mulțumesc, va Laura. Va continua începând cu ora 18. Mulțumesc și eu. Așa e. Revenim doar online acum. Ești mai relaxată. Sunt mai relaxată. Revenind la premiu, cum te-ai simțit să vorbești pe scenă în fața atâtor oameni, luată prin surprindere? Pentru că alături de tine a fost încă... Hai să facem așa. În primul rând, când am fost nominalizată, am zis, frumos, e o cinste, e o onoare care ți se aduce. Sigur, n-am alergat în viața mea după diplome și după premii și după recunoașterea în această manieră a meritelor. Mă scuzați. Însă, după nominalizare, când a avut loc nominalizarea, am fost emoționată și am fost mândră. Și am fost mândră că cineva a văzut, a reacționat la tot ce am făcut noi. Bine. A început votul online. Tu, cum nu lucrezi de dimineață, n-ai fost aici în ziua în care Mirabela a venit foarte ca o învingătoare cu lista cu vot după prima zi de votare, cu voturile în ordine și noi eram pe primul loc. Și șefa este pe primul loc. Și eu am fost bucuroasă și parcă am intrat într-o competiție. E, după 3-4 zile sau că am schimbat lucrurile, nu mai eram pe primul loc la votul online, pentru că tu știi foarte bine, eu țin la echipă și tot timpul le spuneam, o să fie bine că dacă cineva o să bage în seamă portofoliul nostru, o să ne vadă că am făcut ceva și că nu doar am popularizat, ci mediatizat acțiunile altora. Scopul nostru al mediei este să relatăm și să aducem la cunoștința publicului acțiunile desfășurate de alte entități. Dar noi ne bazam pe ceea ce am făcut propriu-zis, nu? E, sigur, și am ajuns în votul acela online pe poziția a treia. Nu, trebuie să recunosc, nu mi se părea nicio tragedie, nicio problemă, nicio fericire. Viața noastră oricum mergea înainte și cu premiu și fără premiu. E, însă, eu neurmărind modul în care se derulează pe final, m-a sunat mama mea și a zis felicitări. Și a zis, pentru ce felicitări? Păi a intrat în finală, ești între ăia trei. Unde ai văzut tu asta? Mama care urmărea totul cu atenție, eu nici n-am știut că acest colegiu național în asistență socială are pagină de Facebook, am intrat, am văzut, recunosc că
Orgoliul meu, sigur că a fost bucuros că am ajuns în finală, poate în primul rând față de echipă, nu tu, liderul echipei, cum Dumnezeu să fi pierdut, nu e stilul meu. S-au anunțat finaliști, am fost nominalizată. Vă povesteam ieri în ședință, vă pot să spun și acum în câteva vorbe, când m-am așezat la marginea rândului, acolo unde erau locurile pentru jurnaliști, pentru cei trei, o doamnă de la televiziunea intermedia din Suceava și Andrada Cojocaru, colega noastră de la Radio Craiova, eu am considerat că mă așez acolo, că dacă va fi să iau premiu, va fi mai ușor să mă ridic. Tu n-ai fost în ședință de te uiți așa mirată la mine și nu știi povestea. Le povesteam colegilor ieri în ședința a doua. Da. Și în momentul în care, mă rog, s-au premiat toate categoriile, a venit poziția 13-a, unde doamna conferențiar universitar Lavinia Pop, cea de-a doua nominalizată din Caraș Severin, a obținut premiul pentru promovare și susținere, mă rog, în asistență socială. Eram pregătită și am fost cu mâna pe Andrada Cojocaru, colega noastră de la Craiova, să-i spun pregătește-te să iei premiu, că era clar în mintea mea că nu vor pleca două premii în Caraș Severin. Eram 100% convinsă. A trecut Lavinia și a ținut ea speech-ul. Și au mai fost două nominalizări între noi. Și a venit premiul pentru jurnalism și prima, Bulina, nu știu cum o cheamă, pe doamna de la Intermedia Suceava, Andrada Cojocaru, Radio România Oltenia Craiova, Laura Zgaverdea, Radio România Risa, m-am ridicat și a stingheră, n-am vrut să supăr pe nimeni. Te-ai pus repede la loc, am văzut o filmare. Se vede filmarea, da. Filmarea. M-am așezat imediat și în momentul în care, și vă dau cuvântul meu de onoare, nu a răsuflat nimic, nu am avut nici cea mai vagă idee. În momentul în care doamna aceea, directoarea de relații cu publicul și cu mass media, a scos din plic și a spus Laura Zgaverdea, Radio România Reșița, mi s-a tăiat pentru o fracțiune de secundă respirația. Și se poate vedea că eu nu exagerez acum, când am urcat pe scenă, nu eram eu. Am văzut și speech-ul pe care da, l-ai ținut foarte scurt, scurt și, vorbea așa întretăiat, semn clar că avea emoții foarte mari. Pentru că acea gală, o gală cu mare ștaif și de mare ținută. Nu mi-am imaginat când am plecat că va fi Ateneul Român, acea clădire somptuoasă, apăsătoare, lume bună, subțire, elegantă, bine îmbrăcată. Adică nu ne-am dus pe stadion lângă niște trei tanti care mănâncă semințe și scuipă printre dinți. Și cu șepci pe cap. Știi, atunci am realizat, eu i-am văzut pe oamenii aceia stând pe locul de spectator, dar când am fost pe scenă și am văzut măreția aceea și grandoarea aceea și acele sute de oameni care erau cu ochii pe mine, și care, pe Andreea Marin. Și pe Andreea Marin, da? Sigur că m-am emoționat și am și spus cu toată sinceritatea. Sunt obișnuită să vorbesc în fața oamenilor, fac asta în fiecare zi, dar acum parcă mi se tăie și parcă nu aveam cuvinte. Nu știu, aș fi vrut să spun atâtea lucruri, dar nu-mi ieșeau. Oricum, esențialul l-ai spus. Am văzut filmarea, am văzut filmulețul acela și esențialul l-ai spus, și anume că foarte frumos, nu știu, asta vreau să spun, nu știu câți dintre colegii tăi ar fi atunci pe moment. Deci, n-ai avut un speech pregătit, nici nu te așteptai să câștigi, având tocmai de aia nici nu l-am avut. Deja era un premiu pentru județul Caraș Severin. Menționat și numele celorlalte colege din Radio România. Din Radio România. Da, și subliniez și astăzi faptul că instituția noastră, că radioul public nu s-a tabloidizat, se reflectă și din aceste nominalizări. Totuși să nu uităm, Radio România Iași, Radio România Craiova și Radio România Reșița, practic trei studiouri regionale ale radioului public au fost nominalizate pentru acest premiu. Asta înseamnă că ne întoarcem la grija pe care radioul public o poartă cetățeanului. Așa percep eu lucrurile. Și faptul că am amintit de importanța radioului public și de importanța noastră a echipei Radio România Reșița mi se părea firesc, cum am spus și mai devreme, cine-s eu, Laura Zgaverdea? Fără voi, fără acest, dacă vrei, cuvânt magic în spate. Pentru că ai adus aminte și pentru că ai menționat cine sunt eu, Laura Zgaverdea, ești o persoană publică.
recunoaștem, ești o persoană publică. Și revin la întrebarea pe care o aveam pregătită. Pe lângă responsabilitatea pe care o ai de a conduce un studio regional al Radio România, care cu mândrie spun că funcționează foarte bine și cred că este unul dintre cele mai bine văzute studiouri din cele regionale, fără să exagerez. Crezi că există vreun dezavantaj al faptului că ești o persoană publică? Da. Care? De exemplu, și cred că asta se vede și din atitudinea mea, eu am un fel de a fi extrem de direct și nu pot să fiu ipocrită și nu pot să mă prefac a fi cineva cine eu nu sunt. Mie îmi place câteodată să mă înjur. Îmi place să mă cert la piață dacă mi se pare că nu mă lasă să-mi aleg bine cartofii. Și în momentul în care... Asta e de filmat, Dorul fi pe fază, următoarea emisiune va fi Laura Scaverdea la piață. Și sau? În momentul în care eu vreau să pun mâna pe cartofi și domnul acela zice, doamne, n-aveți voie să vă alegeți. Și eu spun, doamne, dar de-aia am venit la piață. Mi-aduc aminte că oamenii s-ar putea să mă cunoască de la televizor sau mi s-a întâmplat să-mi cunoască vocea dintr-o emisiune de la radio. Și atunci zâmbesc ca proasta în piață, chiar așa, și plec cu minte mai departe, însă cu frustrarea că n-am putut să spun ce am de spus, pentru că lumea o să spună, uite-o pe aia de la Radio Reșița cum s-a purtat. Pentru că lumea nu percepe felul meu acesta direct de a fi ca pe, eu spun ca pe o calitate, nu? Lumea zice, eu nu sunt prost crescută, mama mea a avut grijă și am cei 7 ani de acasă. Însă simt nevoia și voi știți că și vouă vă spun. Ca orice om de altfel. Deci eu vă spun lucrurile așa cum le cred eu, nu cum ați vrea voi să le auziți. Dar eu cred că, nu vreau să o transform într-o virtute, dar cred că e o calitate decât să fiu un om prefăcut, să spun întotdeauna doar lucruri care fac plăcerea să fie auzite. Și atunci, sigur că am această povară. În rest, nu am această grijă în sensul în care eu nu fur, nu mint, nu fac tâmpenii, dorm liniștită seara, am rate la bancă, le plătesc. Adică nu am un motiv de stres, vai să nu mă vadă lumea. Mă îmbrac civilizat, nu am probleme, deci cum se spune, nu mă deranjează foarte tare, având în vedere că din 1997 am apărut la televizor și m-am obișnuit cumva. Sigur, se întâmplă la casă să mă întrebe cineva, dumneavoastră sunteți, doamna Laura, m-am văzut eu la emisiune. Uneori îmi pică bine și sunt tare mândră când lumea mă recunoaște. Alteori mă gândesc, și dacă făceam o prostie acum și ăsta știa cine sunt eu. Deci ăsta ar fi dezavantajul să fie o persoană publică. Sigur. În rest, pe care ți le asumi. Și le cred asum. Că noi toți cei care apărăm la televizor, ai văzut cum e și taximetru când ești. Îți asum că taximetristul te asociază imediat ce când spui câți bani trebuie să vă dau, se întoarce și se uită asta la tine. Asta ca să spun o glumă cu colega noastră, o să-i dau și numele acum, Alina. A venit într-o dimineață la serviciu cu taxi, taximetristul asculta Radio Reșița și la final ea întreabă cât costă. Și după voce el o recunoaște și mai ales că oprind în fața radioului, lucrați aici, da. A, sunteți domnișoara, doamna de la știri, Alina. Da, vă ascult în fiecare zi. Plătește și ea gândindu-se după ce a plecat, păi nu putea să-mi dea și mie cursul ăsta gratis. Păi nu că lumea are impresia că tu ai foarte mulți bani, că ești o pedetă. Exact. Bun, acum revenind la Laura Scaverdea, femeia. Când ai timp să le faci pe toate? În sensul că de dimineață ești la radio, seara ajungi acasă și nu poți să mă minți că nu gătești, pentru că eu am gustat cei mai buni cozonaci făcuți de Laura. Pe lângă cornulețe și pe lângă un tiramisu pe care sper că mă mai invit să-l mai gust. Dar poți să-ți dau rețeta. Nu, mulțumesc, soțul meu știe că nu... Sunt o persoană publică și nu am timp să gătesc. Timp. Ok, scuză-mă, te rog. Da, așa e la voi, vedetele. Sigur, eu frământ și cozonaci și fac mâncare. Acum trebuie să spunem din capul locului. Atunci când ajung seara acasă, nu mai fac mare lucru, pentru că soțul meu recunoaște și apreciază că muncesc la serviciu foarte mult și este el cel care se preocupă de pregătirea mesei și, mă rog, a bucatelor, nu a mesei, ca să vorbim corect și românește. Și place. Sigur, dacă nu i-ar fi plăcut, nu ar fi făcut-o, cu siguranță. Îi place, o face foarte bine și o face în fiecare zi.
Însă, sâmbăta sau duminica, atunci când eu sunt acasă, gătim împreună. Nu mă lasă nici atunci foarte mult singură, că îi place să stea acolo lângă mine și eu fac una, el face alta, facem împreună. Dar îmi place să gătesc, nu că îmi place să gătesc, îmi place să gătesc, îmi place să mănânc, îmi place să gătesc. Nu se vede, scuză-mă, da, nu se vede. Mulțumesc. Pentru ascultători, pentru telespectatori, trebuie să știți că în perioada mea de glorie, așa, am aflat de la specialiști că de obicei camera te îngrașă cu 5 kg. Ei bine, doamnelor și domnilor, Laura Zgăverde, așa cum o vedeți, nu este... Cu 5 kg? Cele 5 kg în plus nu se văd absolut deloc, deci nu se vede că îți place să mănânci. Îmi place să mănânc foarte mult. Mi-a plăcut să le ofer copiilor mâncare sănătoasă, gătită în casă, proaspătă. Spun mi-a plăcut pentru că acum copiii mei sunt mari și nu mai sunt acasă și nu mai am această obligație ca tine să dau copilului supa proaspătă la prânz. Da. Nu e a mea, e al soțului. Dar știu să gătesc și am învățat și am mai povestit ori de câte ori am avut ocazia, soacra mea, Dumnezeu să ierte, că ea m-a învățat să fac cozonaci când frământam acolo în vailingul ăla, cum îi zice la noi în Banat, și ea zicea, dă-i. Ziceam, păi până când? O să simți tu la mână? Doamne, oma, ce o să simt la mână? Că nu o să simt vreodată veci pururi. Ce să simt eu? Și am ajuns că fac cât și o 10 cozonaci odată. Vezi că se apropie Paștele. Știu, am reținut o vreță colindat și de Paște. Am aflat că veniți cu iepurașul colindat. Mai avem doar 5 minute. Mai ai niște întrebări pregătite? Da. Te plictisești vreodată? Niciodată. Doar oamenii proști se plictisesc. Eu nu am timp să mă plictisesc. Nu. Oamenii care sunt lipsiți de orice preocupare. Eu pictez, mă dau cu schiurile, mă dau cu bicicleta, fac lucruri întotdeauna. Mie nu mi-ajunge timpul. Cum să mă plictisesc? De-abia apuc să citesc o carte. Norocul că am mai zburat, am mai călătorit și am reușit să citesc. Seara mărturisesc că citesc o pagină, două și adorm și mâine o iau de la capăt, tot cu acele două pagini. Oricum nu mai știu ce am citit de cu o seară înainte, dar în viața mea nu m-am plictisit și nu mă plictisesc. Ai vreun regret? Nu. Până acum? Nici unul. Nici măcar unul. Am făcut tot ce am făcut și mi-am asumat toate, bun sau rău. Eu sunt nonconformistă și tu știi asta. Mie nu-mi pasă de ce spune lumea. Eu nu fac ceva ca așa se face. Eu fac ca așa vreau, ca așa simt, așa mă îmbrac, așa mă port. Niciodată, adică acum poate că mâine, păi mâine împlinesc 45 de ani. Și sigur că sunt mulțumesc mai așezată și mă gândesc mai cumpătată și gândesc de două ori la acțiunile pe care le întreprind. Nu dacă afectează cumva negativ pe cei din jur. Dacă e în regulă, dacă pe mine mă va afecta negativ sau pozitiv, și atunci sigur că gândesc mai mult decât să... Eu sunt instinctual, extrem de instinctuală. Și atunci am făcut întotdeauna lucrurile cum am simțit pe moment. Dar sigur că odată cu vârsta am început să mă temperez. Și nu am niciun regret. Tot ce am făcut bun sau rău, mi le asum. Mulțumesc lui Dumnezeu că am putut să fac atâtea lucruri până acum și n-am trăit degeaba. Vreau să le spui telespectatorilor despre campania, pentru că urmează despre... două campanii. Eu știu doar despre una dintre ele, mulțumesc că m-am întrebat. Da. Urmează două campanii. Vom face o campanie de conștientizare a femeilor că trebuie să meargă să se consulte împotriva cancerului. Asta este o campanie și vom mai derula o campanie. Mai sunt necesare doar câteva lucruri să le pun acolo așa, în jocul acela de puzzle. O campanie care are ca scop identificarea copiilor care au rămas fără părinți din cauza faptului că aceștia au plecat la muncă în străinătate și vreau să identificăm lucrurile pe care acei copii le-ar putea face ca să învețe mai bine, să nu se simtă neglijați, să nu se simtă ai nimănui. Și vom face acele lucruri noi. O să vezi cum o să fim voluntari, că tocmai am vorbit de voluntari. Deci avem două campanii pe care le demarăm. Dar din cauza faptului că am fost plecată la București să-mi iau acel minunat premiu, sigur glumesc, chiar timpul nu mi-a permis să le pun cap la cap, că atunci când începem să știm ce avem de făcut. Cu siguranță săptămâna viitoare, prima dintre campanii, cea pe care deja am anunțat-o,
îi vom da drumul, iar cea de-a doua vedem, mergem cu ea în paralel sau o încheiem pe una și o începem pe cea de-a doua. Dar e gândită și cea de-a doua. Și atunci putem să anunțăm telespectatorii care știu, de exemplu, despre cazuri. Sigur, să ne scrie, pe adresa de, părinți, de mail, de Yahoo Messenger, pe aplicație, în scrisoare, fax, primim înștiințări sub orice formă. Adresa noastră de mail e cunoscută, redacția@rondradioreșița.ro sau secretariat@rondradioreșița.ro, dacă alte adrese nu găsiți, sau pe strada Petru Maior numărul 71A, puteți să ne mai scrieți de mână, ne bucurăm să mai primim epistole. Da, sau chiar puteți veni personal. Sigur, dacă să ne aduceți la cunoștință. Eu îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea. Mai spui două, trei întrebări din alea care le aveai repede. Numai întrebările, că eu îți dau răspunsurile. Una interesantă. Una interesantă era foarte interesantă să ne povestești cum ai descoperit tu hobby-ul cu schiurile. Așa? Ai frumoasă. Eram foarte mică, aveam 5 ani și jumătate. Așa, și ce ai pățit din cauza acestui hobby? Am un număr fracturat. Cum nu ți-ai dat seama, așa ai continuat să vii la lucru și să schiezi. Da, și să schiezi. Așa. Dar cred că asta o să o lăsăm pe altă dată. Într-o altă emisiune, că începe să-mi placă. Vezi ce bine e statutul de, da, de invitat, sigur, și nu de gazdă. Dar trebuia să fac măcar cu tine să te stresezi la început. Da? Nu? Și să te lasă pui toate aceste întrebări. Mulțumesc că te-ai gândit să mă inviți în această emisiune. Mulțumesc foarte mult. Ideea este că despre ele, da, poate să însemne foarte mult. Da. Dar despre... Nu poți să vorbești tu între despre... ele. Exact, tu despre tine. Noi am făcut acum între ele. Am făcut-o între ele. Da. A fost o premieră pentru mine să fiu gazdă în emisiune, o premieră pentru tine să fii invitată. Mulțumesc în emisiunea mea. În emisiunea ta. Invitată în emisiunea mea. Da. Mulțumesc telespectatorilor că au fost alături de noi. Mulțumesc ție încă o dată, felicitări pentru premiu. Mulțumesc. Felicitări pentru campaniile pe care le-ai derulat împreună cu echipa Radio România Reșița, pentru campaniile pe care le vom derula în continuare. Aceasta a fost emisiunea despre ele, realizată de Laura Zgaverdea. Nu, realizată de Valentina Adam împreună cu Laura, Zgaverdea. Vă mulțumim pentru atenție. Mulțumim. Rămâneți în continuare alături de noi. Despre ele.